Departe de mine de a avea ceva cu smurul, dar vreau să fac o precizare foarte importantă. Lucru pe care sunt convinsă că nu-l știți. Smurdu are paramedici. Ambulanța are medici. Este o diferență fundamentală. Deci chestia cu medicii, care tot am auzit-o zisă și de Ministrul Sănătății și acum o repetă doamnă prezentatoare sau moderatoare, să zic mai bine, la emisiunea Culisele statului paralel. Deci, cine crede că serviciul de ambulanță are medic pe fiecare ambulanță, e indus în eroare. De exemplu, raportarea de astăzi dimineață pe ce a fost ieri. Au fost ziua 77, noapte în jur la 71-72 de echipaje de tip C cu medic la serviciul de ambulanță. Să sunt echipajele de urgență cu medic de tip C. La Smurd au fost 30 de echipaje de terapie intensivă mobilă și 11 echipaje de terapie intensivă neonatală, asta face deja 41 de echipaje, 10 elicoptere cu medici, care o parte din ele funcționează și noapte, deci deja depășim 50 de echipaje cu medic cu diferite mijloace de intervenție. Plus medicii pregătiți să iasă în anumite situații cu mașină de medic de urgență, cu diferite mijloace, dacă apare ceva critic. Deci, și Smurdul are medici, și ambulanța are medici. Smurdul preia medicii de la UPU, care locul lor e la UPU și care în mod normal fac o pregătire de 5 ani și rolul lor este să deservească unitățile de primire urgență, dar ies din UPU în stradă, pe elicopter, pe mașină de terapie intensivă, pe mașină de medic de urgență și se întorc la UPU și continuă activitatea lor acolo. Și ambulanța are medici, de regulă cu atestate, care asigură parte din urgență cu mașinile care le ocupă în întreaga țară. Din păcate, că să vii să spui că Smurdul este fără personal medical și ambulanța este, este cel puțin o minciune evidentă. Pentru că cine a dat această informație doamnei moderatoare, a indus-o în eroare. Deci ambulanță din 800 și ceva de echipaje în țară pe o tură de 12 ore, în medie de 800 de echipaje, are 70 cu medic. De mașină de tip C, nu vorbim de consultații de una de alta, de mașină de tip C de urgență. Smurdul are 300, de exemplu, ieri a avut 317 echipaje, din 317 echipaje, 10, peste 10%, dacă iau și elicopterele și tot, au fost echipaje cu medic. Nici o țară din lume nu are pe fiecare ambulanță un medic. Întrebați oriunde doriți. Nici o țară din lume nu poate asigura la fiecare intervenție un medic. De aceea intervențiile se fac, cum se spune, în multiple tier sau în mai multe, la mai multe niveluri de competență. Se trimite rapid echipajul de prim ajutor cel mai apropiat de caz. După care, la nevoie, se trimite din start mașina de terapie intensivă sau la solicitarea echipajului sau după ce medicul din dispecerat se sizează că trebuie trimisă mașina de medic. Sunt situații în care mașina de medic e trimisă la întâlnire cu echipajul de prim ajutor. Sunt situații în care elicopterul e trimis în sprijinul echipajului de prim ajutor și sunt situații în care elicopterul este trimis în sprijinul echipajelor de la ambulanță cu asistent și chiar echipajelor de la ambulanță cu medic. Și uneori se trimite și mașina de terapie intensivă de la Smurd în sprijinul unor echipaje cu medic de la ambulanță. Deci, prezentarea situației în stilul acesta, ca să facă lumea să creadă că Smurdul este fără personal medical și ambulanța este cu personal medical, este o chestiune cel puțin tendențioasă.